Dumitru Beianu a venit la secția de votare de la școala gimnazială Mihai Eminescu, însoțit de soția sa, Mihaela Beianu. Cei doi au parcurs procedurile obișnuite destul de repede, pentru că în secție, în acel moment, respectiv după orele prânzului, nu erau foarte multe persoane. Dumitru Beianu a declarat că își dorește ca de mâine să înceapă un viitor mai bun pentru giurgiuveni. Am reținut din această campanie electorală obositoare, dar foarte utilă pentru clasa politică. Am reținut foarte multe speranțe, foarte multe gânduri bune din partea celor cu care am vorbit, foarte multe dorințe de mai bine. Am încercat să mă gândesc la toți, la o comunitate pe care o iubim, dar poate nu reușim întotdeauna în cel mai clar mod să exprimăm acest lucru. Am votat cu gândul la cei din afara județului care vin să voteze și să afecteze cumva bunul mers al lucrurilor aici. Dar mai mult decât atât, am votat pentru un viitor mai bun al unei comunități care merită și care își dorește mai mult decât orice să fie mai bine începând cu ziua de mâine. De noi depinde acest lucru și cea mai clară dovadă ar fi o prezență mare de voți astăzi pentru binele orașului și județului Giurgiu. Copreședintele PNL Giurgiu și-a exprimat totodată speranța ca giurgiuvenii să iasă în număr cât mai mare la vot. El consideră că aceasta este o condiție pentru ca ceea ce își doresc locuitorii din municipiu și din județ de la autorități să se și îndeplinească.